am venit și la școala din Slobozia. Aici avem în construcție un grup sanitar pentru elevi și pentru profesori care se construiește acum. Școala încă nu are autorizație sanitară de funcționare, însă sperăm ca în cel mai scurt timp să se finalizeze investiția asta de aici. Vom ajuta cu fondurile necesare pentru a finaliza acest grup sanitar și sperăm să primim imediat după și școala să primească autorizația sanitară de funcționare. În rest, școlile din Mistrea e făcută în 96-2000, e făcută cu proiect din ala, tot prin fonduri europene. Școala de la Căușeni e terminat anul trecut, e prin fonduri proprii. Deci pe școli singura problemă avem aici. Ar fi Slobozia, care e singura fără autorizație. Atunci haideți să vorbim cu constructorul să demareze cât mai repede, să finalizeze lucrările, pentru că acum și începe școala și trebuie să avem autorizată școala. Da, valoarea este 388 plus TVA. Da. 388 de mine. Câte elevi învață aici? În jur de 70. 70. Ați văzut că am venit și pe drumul ăsta de 8 km, drumul județean 207, și o să încercăm să găsim fonduri să asfaltăm și segmentul ăsta de drum. Acolo este o ulicioară care asfaltată. Alea sunt drumuri comunale. Proiectul început și ați văzut la Boghișa, deci prin Boghe 28. Drumul comunal, da. Pe ordonanța 28. Ați văzut că aproape toate drumurile comunale sunt cu asfalt proaspăt pus. Deci sunt 8 km, dintre care 2 sunt aici, 2 la Căușeni și cu aproximație 4 în Boghișa. Da. Deci aici am venit să vedem școala din Bâra, una din școlile din Bâra, urmează să o vedem și pe cealaltă. O școală unde, așa cum ați văzut, se lucrează, mai sunt de finalizat două săli de clasă. Și problema principală aici este șarpanta, acoperișul, care trebuie schimbat, și un acces din holul școlii în toaletele școlii pentru a nu scoate copiii iarna prin zăpadă să meargă la toaletă. Va face domnul primar cererea către Consiliul Județean și încercăm să... Nu încercăm, sigur, vom aloca fonduri pentru acoperișul de la școala asta și pentru ceea ce mai trebuie pentru școala din Bâra. Spuneți-mi, vă rog, câți elevi vin aici? Aici avem în jur de 280 de elevi. Mai pleacă în străinătate, mai vin, dar pe ei sunt vârte numărul copiilor. Aici sunt clasele 1-8 și avem și o grupă de grădiniți. La școala unde o să mergem, o să vedeți școala veche care implică lucrări majore, plus o grădiniță care am finalizat-o tot cu ajutorul domnului președinte și altor factori de decizie. Da, aici avem o altă școală din Bâra. Din păcate, comparația cu cealaltă școală nu poate fi făcută, așa cum ați văzut și dumneavoastră. Școala de aici trebuie să intre într-un program de modernizare complet, ceea ce înseamnă refacerea acoperișului, termosistem pe exterior, plus sălile de clasă. Așa cum, domn primar, faceți o cerere pe anexa 3 pe PNDL și încercăm să aducem investiții pentru școala asta, pentru că, sigur, nu puteți să funcționați așa. Deci ne dorim atât pentru grupurile sanitare, pentru copii să beneficieze de tot ce au nevoie. Cine a spus doamna directoare, rezultatele copiilor la Bâra cam bat zona, doamna directoare. Da, adică... avem procent la evaluare 84,21, cel mai mare procent pe zonă. Deci, felicitări! La română, fiecare an! Felicitări! La limba română n-am avut niciun copil, nici măcar cu media 5 și de la 6 în sus. Felicitări! Și la matematică din 19 au promovat 11. Da. Deci se muncește și păcat ar fi și copiii să... Felicitări. Da, din punctul meu o să aveți tot sprijinul din partea Consiliului Județean Neamț, a președintelui, nu numai dumneavoastră, toate școlile din județul Neamț îmi doresc să intre într-un program de modernizare și eu cred că, și eu asta vreau să fac, am întâlnire după ce plecăm de aici cu toți primarii din Colegiul 5,
pe subiectul ăsta al școlilor din comunele care alcătuiesc Colegiul 5. Am avut ieri întâlnire cu primarii din zona de pe Valea Muntelui și mâine voi avea întâlnire cu restul primarilor din județ, pentru că vreau ca până marți să facem o monitorizare pe toate școlile din județul Neamț, să putem să plecăm la drum atunci când vin copiii cu atât cât putem cu niște școli puse la punct. Vă mulțumesc pentru vizita pe care ați făcut-o alături de mine și sigur în fiecare săptămână vom face câte o, măcar o zi, o vizită în teren, să vedem cum arată drumurile județului Neamț, cum arată școlile, cum arată toate investițiile care țin de Consiliul Județean Neamț și pe care noi putem să le facem în toate comunele. Mulțumesc!